Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. În ultima vreme, în ultimile zile mai exact, se tot vorbește despre schimbarea legii educației. Sunt acolo anumite aspecte care îi supără pe profesori, pe cadrele didactice, îi supără pe părinți. Elevii sunt poate prea mici să înțeleagă ce li se pregătește. Despre toate aceste aspecte vom vorbi în această seară cu invitatul meu, Ion Dobre, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar, filiala Buzău. Bună seara și bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, domnul Dobre, întotdeauna. Spuneți-mi care sunt cele mai mari probleme în acest proiect legislativ. N-aș vrea să cred că este forma care va trece, pentru că sunt acolo niște lucruri care s-au scris, cred, din punctul meu de vedere al părintelui, din dorința de a se mai scrie ceva. Pe mine m-a nemulțumit foarte mult partea aceasta a clasei pregătitoare. Sunt subiectivă, recunosc. De asemenea, partea cu examenele de clasa 8 și de clasa 12, așa acolo sunt destul de multe probleme. Am primit din partea noastră, mi-a lăsat colegul meu Cornel Floriceanu, o scrisoare deschisă a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, adresată domnului prim-ministru Victor Viorel Ponta, chiar de la dumneavoastră a venit cu ea ieri. O scrisoare deschisă în care cereți a se iniția o dezbatere publică la nivel național pe marginea proiectului Legii Educației Naționale și a statutului personalului didactic, în care să fie incluși inclusiv elevi, studenți, părinți, comunitatea locală și așa mai departe. De ce este necesară o astfel de dezbatere? Haideți să ne întoarcem în urmă cu 4 ani. În 2011 se lucra în paralel la 2 proiecte de lege. Sigur că opoziția de atunci, care e la putere, cel puțin parte din ea în acest moment, cerea alături de noi, sau noi alături de ei, o dezbatere publică pe noua lege a educației. Ignorarea totală a partenerilor de dialog a dus ca această lege să fie asumată. Am recunoscut totdeauna, legea are părți bune, are și părți rele. Cu ce n-am fost noi de acord atunci? Cu eliminarea statutului personalului didactic, care a fost o lege distinctă, legea 128-97, lege cu referire strict la personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ. Sigur că s-a introdus în legea 1, legea educației naționale, ceva prevederi din acel statut, dar prevederi cel puțin în ceea ce ne privește foarte puțin importante. Este motivul pentru care, pe lângă anumite prevederi din lege legate de Consiliul de Administrație, unde școala iese puțin din ecuație, conducerea școlii, mă refer la faptul că preponderent nu mai sunt reprezentanții școlii acolo și unele din consecințe le vedem și astăzi, graba cu care se încerca implementarea clasei pregătitoare, care la momentul ăla ne găsea total nepregătiți din punct de vedere material, chiar și uman. Și, bineînțeles, și alte aspecte. De atunci și până în prezent am tot solicitat și am avut angajamentul celor care au venit că se va elabora o nouă lege a educației, dar exact așa cum solicită Federația Educației, pe care și eu o reprezint la nivel județean, cu consultarea tuturor factorilor importanți. Acum am rămas și noi surprinși, pentru că am avut foarte multe discuții la nivel de reprezentanți din Federație și Minister, în mod special cu domnul secretar de stat, unele oficiale, altele mai puțin oficiale, discuțiile, unde se tot aducea în atenție, și noi solicitam lucrul ăsta, căutarea
cât mai grabnic a timpului pentru elaborarea unui proiect de lege. Ne-am trezit cu acest proiect de lege, pe care îl uitasem, e adevărat că e sub forma asta, pentru că, din câte știu eu, în momentul ăsta sunt vreo 3 sau 4 proiecte de lege ale educației, care se află prin diverse sertare. Probabil că comisia din Senat, pentru că la momentul ăsta zic probabil, pentru că la momentul ăsta, cel puțin în lorile de poziție pe care le-am văzut, cel puțin din partea doamnei Andronescu, m-au lăsat puțin descumpănit. Nimeni nu știe nimic. Ei bine, dar cine l-a lansat proiectul ăsta? Ca să spună că de fapt l-au găsit, era prăfuit pe undeva și l-au scos pe piață să-l îmbunătățească. Eu zic că întâi trebuia discutat, pus de acord cu factorii de care aminteam, elevi, părinți, societate civilă, sindicate, specialiștii din domeniul educației, că avem institut de cercetare în domeniu, și abia după aceea să începem discuțiile pe marginea lui. Ei, au luat-o puțin aiurea, fapt care acum i-a determinat să dea înapoi, să spună că da, sunt lucruri care nu sunt prevăzute în această lege și că sigur se va discuta pe un proiect și noi sperăm în urma lorilor de poziție pe care le-am văzut chiar la primul ministru, care și-a reamintit de această dată că această lege extrem de importantă nu trebuie asumată, trebuie dezbătută, altfel va avea soarta acesteia de care acum ne dezicem, pentru că nu poți fi atât de specialist, indiferent cât de ancorat ai fi în domeniul ăsta, încât să le poți cunoaște pe toate, și învățământ preuniversitar, și învățământ superior. Trebuie să ai anumite limite și sigur, și de aceea noi cerem și credem, considerăm că se va ajunge la o lege care să întrunească cel puțin în mare parte condițiile pe care le aminteam. Întrebarea mea acum la dumneavoastră, eu cred că nu e greu de ghicit. De ani de zile, de luni bune, chiar aici, în studioul Campus TV, venim și discutăm problemele din sistemul de învățământ. Dumneavoastră ați venit și ne-a spus că ați mers, ați discutat, s-au pus pe tapet toate problemele. Din toate nemulțumirile dumneavoastră și din toate problemele semnalate, ați găsit în acest proiect legislativ rezolvarea măcar a uneia, a două probleme? Sau ne punem așa la tăiat cu pixul și la adăugat și de problemele profesorilor, ale școlilor, ale părinților, ne ocupăm puțin mai târziu? Legea nu iese foarte mult din tiparele pe care le cunoaștem, vechi sau noi. Vin cu câteva modificări, modificări care pe mine cel puțin mă duc cu gândul că la baza elaborării acestui proiect a stat tot o economie, sau gândind în perspectivă reducerea bugetului pentru educație. De ce spun lucrul ăsta? Dacă ne referim doar la ce ați amintit cu clasa pregătitoare, care acum funcționează, asta e, probabil că mai sunt încă anumite lucruri de pus la punct, dar s-a reușit cu mobilier, cu pregătirea cadrelor de adaptate pentru vârsta respectivă. În urmă cu ceva ani a fost modificată legea veche, legea 84, care era legea educației pe acea vreme, în sensul că s-a introdus o a patra grupă la grădiniță. Aveam grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare și grupa pregătitoare pentru școală. Grupa pregătitoare pentru școală, care acum o regăsim în partea de la învățământul primar. Dintr-o dată m-am dus cu gândul că, trecând-o aici, nu mai regăsim decât 3 grupe. Deci, dintr-o dată, un rând de clase nu vor mai avea nevoie de un cadru didactic. Pe lângă asta, educația fizică
engleza, religia, sunt predate de profesori de specialitate. Deci alte norme, care, alte posturi care vor dispărea din sistem. Aici m-a dus din firește că avem și această, eu știu, experiență veche în care tot ce s-a gândit, întâi s-a pus pe hârtie creionul, a făcut calcule cum iese, cum ieșim mai dar bine. Dar doar pe minus. Doar pe minus, sigur. Niciodată pe plus pentru cadrele didactice. În plus, un alt inconvenient aici ar fi, ce facem acum? Noi nu avem spații suficiente pentru grădinițe. Dintr-o dată o grupă cel puțin sau mai multe grupe dintr-o grădiniță mare n-or să mai aibă spațiu. Acei copii nu mai au dreptul la educație în învățământul preșcolar. Deci sunt doar două inconveniente majore. Pe lângă asta, sigur, vor apărea și altele. Da, eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră și la ceea ce ați spus aș mai adăuga. Pe de o parte, foarte bine punctat aspectul acesta, pentru că cel puțin la nivel local, la noi la Buzău, este deja un deficit de grădinițe. Nu de mult am făcut știri cu cele mai urâte grădinițe din Buzău, în care, din păcate, sunt nevoiți să meargă copii. Nu e normal să mergi la grădiniță într-o casă închiriată, unde încăperea nu are mai mult de un metru și ceva înălțime, unde lumina este mai mult lipsește decât să copiii buchisesc pe planșă. Pe de o parte, foarte bine punctat. Pe de altă parte, ne gândim la toate cheltuielile care s-au făcut în școlile din România. Și nu vorbim doar de mobilier, atenție, vorbim de toalete adaptate pentru copiii de clasă pregătitoare, vorbim despre pregătirea cadrelor didactice care, să ne amintim, au fost la niște cursuri, au fost pe lângă timpul domniilor lor, au fost școlite pe bani publici. Manuale pe care de bine, de rău... Bine, astea le poți transfera dincolo. Dar dacă am reușit... Și unde să le ducem, la grădiniță? Asta prevede actuala lege. Bun. Actualul proiect de lege. Și dacă am reușit să punem pe un făgaș aproape normal acest sistem și vedem că începe să dea roade, pentru că în clasa pregătitoare se fac destul de multe lucruri, astfel încât atât învățătorul cât și copilul intră oarecum pregătit în clasa întâi să înceapă să dea piept cu ce este mai greu. De ce îl scoatem? Care e inconvenientul? Eu sunt convins că nu va fi scoasă clasa pregătitoare de la gimnaziu. Așa cum aminteam, atâta timp cât chiar primul ministru a ieșit cu o declarație publică și a spus că această lege, acest proiect de lege trebuie dezbătut și asumat de fiecare. Acum avem doi poli politici puternici care, zic eu, dacă își asumă responsabilitatea, avem o predictibilitate și știm ce ne așteaptă, chiar dacă peste, nu știu, mai puțin sau mai mult timp se va schimba guvernarea. Vom ști, domnule, legea educației rămâne legea educației, că va suporta anumite modificări. Este într-o anumită măsură de înțeles, pentru că evoluția te obligă să adaptezi lucrurile. Dar ca să iei de la zero, așa cum s-a întâmplat, fiecare se știe, fiecare ministru care a venit cu o viziune proprie, fac și drec și o să schimb eu până când am bulversat totul. Da, să sperăm că nu va ieși clasa pregătitoare, pentru că încet, dar cu certitudine, sigur, nu începe să se miște. Cu certitudine nu. Un alt aspect, examenul în clasa a 8-a pentru școlile care au mai mulți candidați decât locuri disponibile. Eu aș fi fost de acord dacă s-ar fi reintrodus examenul de clasa a 8-a cum era în urmă cu mulți ani. De ce? Pentru că reintroducerea unui examen de clasa a 8-a ar elimina absolvenții de gimnaziu care ajung la liceu cu nota 2. De acord? Parțial. Bun.
Pe de o parte. Pe de altă parte, în urma acestui examen stabilim câți elevi avem de școală profesională, câți elevi avem de liceu. Cum vedeți lucrul ăsta? Sunt foarte multe variante vis-a-vis de admiterea la nivelul superior din gimnaziu. Mă abțin să dau o soluție. Cred că o îmbinare între tot ce s-a cum s-a procedat de până acum este una din soluțiile pe care trebuie să o găsim. Acolo unde se impune să putem să apelăm la acel examen, deci liceele să-și selecteze clar candidații, dar și o importanță a pregătirii temeinice pe tot parcursul evoluției de gimnaziu, trebuie să o acceptăm ca fiind corectă, pentru că altfel s-ar axa, din punctul meu de vedere, doar pe disciplinele de bază, eu știu, neglijând într-o anumită măsură ceea ce înseamnă cunoștințe generale. De aceea zic că cumva aici, nu știu, care va fi procentul, care ar fi proporția, v-am spus, sunt specialiști la Institutul de Cercetare pentru Educație care ar trebui să găsească și nu cred că am inventat noi roata, cred că am putea să adaptăm modele. Întrebarea mea acum este, acești specialiști sunt consultați? Da, consultați cu certitudine sunt, numai că probabil nu ține nimeni cont de părerea lor. Sunt consultați și fac ce cred eu că mă avantajează, eu cel care decid în final. Da, iar de aici, de la discuția de mai devreme, derivă un alt subiect, care mie mi se pare absolut aberant. Salarizarea profesorului în funcție de rezultatele elevului. Păi, ce așteptări ai de la mine ca și cadru didactic într-un liceu în care îmi intră jumătate dintre elevi cu media 2? Cum pot eu să Noi am mai abordat performanță? Chiar și aici subiectul ăsta și eu am spus că iarăși nu am inventat nimic, ar trebui să ne uităm în jurul nostru, poate mai departe de lângă noi, să vedem cum funcționează acolo sistemele. Și au creat clar competențe la sfârșit de ciclu, la fiecare sfârșit de ciclu. Noi am făcut așa niște competențe generale, generalizate pentru tot ce înseamnă copilul de la întâia și până la, sau la pregătitoare și până la terminarea liceului. Le-am amestecat. Insistăm foarte mult pe informație și mai puțin pe crearea de competențe de viață. Am asistat la un sau ne-au fost comunicate la o întâlnire într-un proiect care sunt competențele, spre exemplu, în Norvegia. Și acolo, la sfârșitul ciclului primar, trebuiau să știe să se comporte copiii, să se autogospodărească până la un anumit nivel, să respecte mediul, începeau cu respectarea între ei, cu respectarea profesorului, cu respectarea adulților. Deci noi ne ducem cumva să știm și istorie și matematică și istorie mai puțin, dar când ajungem la ea. Dar să le știm pe toate și să le știm la un nivel cât mai mare. Poate că nu e greșit, dar tot la fel zic, cred că ar trebui să vedem cum îmbinăm aceste lucruri. Și atenție, nu trebuie să ne depărtăm foarte tare de ceea ce noi avem ca experiență, că iarăși va fi o bulversare totală. De bine, de rău, că în ultima perioadă de timp se tot spune mai des, tot mai des se spune că mergem în virtutea inerției, haideți totuși să păstrăm ce am avut bun, pentru că se pare că cel puțin asta ne-a fost comunicat la ultima noastră întâlnire, că sunt țări cu experiență care cumva se uită cu ceva interes la modelul românesc de acum 20 de ani. De acum 20 de ani. Exact. Modelul românesc, din punctul meu de vedere, nu e prost nici acum. Nu este prost nici acum. De ce? Pentru că încă mai avem norocul să avem cadre didactice cu dăruire, care vin în fața elevului, indiferent că și-au luat sau nu banii pe navetă,
indiferent că primăria, când li s-a, eu știu, li s-au pus poprire pe conturi pentru că primăria n-a plătit repararea școlii. Așa, pe de-o parte. Pe de altă parte, încă mai avem părinți interesați care le explică celor de acasă copiilor că dacă nu pun mâna pe carte, nu vor ajunge să facă nimic în viață, dar cât timp vom mai avea la dispoziție, vă întreb? Pentru că la un moment dat va interveni dezgustul. Dezgust de ceea ce ne înconjoară. Pentru ce să mă fac profesor? Pentru ce să mă duc să mă lupt cu o clasă, cu 39 de copii într-o clasă? În condițiile în care îmi pun părinții în cap, îmi pun, mai nou mai vin și anchetele peste noi. Adică eu cer ca al meu copil să se ducă și să fie testat pentru ce știe să facă și la sfârșit profesorul dă cu subsemnatul că a fost nevoit să răspundă nevoilor părinților. Da, ați început, revin la întrebarea anterioară, cu plata diferențiată a cadrelor didactice. Categoric ea se face și în momentul de față diferențiat. Da, evoluția. Ce înseamnă sau cum apreciez o școală față de cealaltă? Eu zic că dacă, și am mai dat exemplul ăsta, că am discutat chiar aici în emisiune, dacă școala din extrema nordică a municipiului reușește să aduc copiii la școală, să învăț, să respecte exact ce spunea mediul, să fie punctual, să respecte persoanele din jur și pe ei, să, într-un cuvânt, să-i formez pentru societate, este un mai mare câștig, dacă reușesc asta, decât dacă am o clasă care am luat-o de la 6 și am dus-o până la 6.50. Ca medie generală. Și aici lucrurile pot fi subiective. Deci nu în felul ăsta o să facem o diferențiere în plata cadrelor didactice. În primul rând ar trebui să stabilim clar de la ce plecăm, adică acel om nu poate veni și să-l las la latitudinea cuiva, director sau primar sau cine, să-i stabilească. Dom'le, ție nu-ți dau decât atât pentru că dumneata nu ai progres. Deci trebuie să stabilim pentru fiecare și de aici să plecăm cu stimulente. Dar ce să stabilim la noi? Ce plată diferențiată să facem când în învățământ vin cu sub 1000 de lei în primii ani de învățământ? Și după 7 ani rămâne cu același salariu. Pentru că îi dispar cei 10% care i s-au dat pentru debutant. Deci stai până în 10 ani vechime în învățământ, obținând gradele care sunt definitivatul obligatoriu, plus ai timp în timpul ăsta să-ți obții inclusiv gradul 2 și rămâi cu un salariu de 1000 de lei. Mai are sens să discutăm de plata diferențiată pe criterii de performanță? Ne hazardăm. Adică oricum eu cred că se pierde prea mult timp, inclusiv în comentarii pe acest proiect de lege. Acest proiect de lege ar trebui dat undeva la coș și să nu mai discute nimeni de el, pentru că nu știu de ce am impresia că chiar s-a dorit lucrul ăsta. Adică să se creeze aceste discuții. Da, cred. Eu chiar cred că cineva a avut un interes și a prins de minune. Și toată lumea acum este acaparată. Dacă ar fi fost, eu știu, într-o altă situație, aș fi crezut că cineva vrea să ne mute atenția în altă parte. Dar eu nu știu, cel puțin pentru moment îmi scapă. Cred că a fost o prostie și uite, acum noi ne chinuim să scoatem piatra. Nu va trece. Deci sub forma asta nu va trece absolut deloc. Federația noastră chiar și-a propus, de fapt ne-am propus să ne întâlnim între 20 și 25. Pentru faptul că a apărut această urgență, am decalat, în 15-19 ne vom întâlni, cel puțin pentru a lucra la propuneri concrete cu care federația noastră să meargă la discuțiile ce se doresc a fi purtate începând cu 22 cu ministerul. Bineînțeles că între timp sau probabil la aceste discuții vor participa toți cei care sunt consemnați în acea adresă pe care federația a înaintat-o ministerului.
Luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să revenim în direct și o să discutăm propunerile pe care ați vrea să le lansați decidenților noștri.